Sabina, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Parchetul european, ce se mai întâmplă cu el? Sunt pașii aceia, știi? Ușor, ușor se hotărăsc cei de la nivel european să creeze această instituție. O să vedem exact despre ce este vorba și de ce spuneai tu că două țări se alătură. Pentru că e foarte interesant, nu toată lumea își dorește acest parchet european, nu toată lumea la nivel european, spun. Hai să vedem împreună ce e parchetul european. E un organism european cu rol esențial în combaterea infracțiunilor ce aduc prejudicii bugetului Uniunii Europene. Ce fel de infracțiune, o să întrebați? Păi fraudă, corupție, spălare de bani, fraudele transfrontaliere grave cu valori de peste 10 milioane de euro din domeniul TVA și, atenție, se va ocupa și de ceea ce înseamnă frauda cu fonduri europene. Parchetul european devine operațional până la sfârșitul anului 2020 în toate statele membre participante, așadar. Sunt 22 în acest moment, vedeți lista, ne regăsim pe această listă, spuneam că în această lună, de fapt, două țări s-au alăturat și ele acestei idei de a face parchetul european. Mergem mai departe și vedem împreună. Comisia a propus la începutul acestei luni o listă de candidați pentru juriul de selecție al parchetului. Juriul va fi format din 12 membri care ar trebui să își preia așadar funcția în octombrie 2018, la finalul acestui an. Candidații selectați sunt foști membri ai Curții de Justiție și ai Curții de Conturi, membrii naționale ai Eurojust, membrii ai instanțelor supreme naționale sau procurori și juriști de nivel înalt. Deci ei sunt cei care fac acest juriu, formează acest juriu de selecție, care va fi responsabil cu elaborarea unei liste scurte de candidați pentru funcția de procuror șef european și cu evaluarea calificărilor candidaților, după care aceștia vor fi numiți de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta este procedura, mai durează așadar. Întâi se formează juriul, sigur, și pe criterii geografice, dar nu numai. Acest juriu este cel care merge mai departe către procurorul șef la nivel european, îl selectează. Importantă însă toată această poveste, Nadina, la un moment dat erau niște zvonuri, doar zvonuri, slavă Domnului, că mergea și de la noi o doamnă pe nume Chioveși. Și nu s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult, Sabina!